mai puțin de două meciuri ca titular în 2015. Ivan și pe Tudorie, după ce a folosit sistemul 4-2-3-1. Bine, 4-4-2 e o 4-2-3-1 e o variație de la 4-4-2. Coboară mai mult al doi la vârf, bătorit de colegii săi în cantonamentul pentru această întâlnire. A primit un tort din partea lor. A fost o mică petrecere. Are un avantaj consistent. Pot apărea mici probleme de concentrare. Trandarson acum cade, dar fără a fi faultat. Contraatacul României este purtat de Miron Fridjonsson. Acțiunea lui Oddvarsson, pasă în centru, nicio problemă acolo pentru Miron. Țara României în preliminarele Euro 2017 și vă mai amintesc un lucru, la turneul final merg primele clasate din cele 9 grupe și iar minte pentru Ivan. Repunere de la margine pentru România, una dintre ultimele faze al acestui joc. Angajează puternic în zona unde se afla Anițoiu. E de clar, fie într-un meci oficial, fie într-unul amical, precedentul succes la acest scor al echipei României sau la o diferență de la aproximativ